Telecabina care facilitează accesul pe cetatea Deva va fi oprită luni 10 iunie pentru efectuarea reviziei tehnice lunare obligatorii, anunță reprezentanții Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală care administrează monumentul istoric. Turiștii care doresc să viziteze fortăreața medievală în această zi o pot face la pas, pe la poarta 1, optând pentru unul dintre cele trei trasee pe care le au la dispoziție și care sunt semnalizate cu indicatoare. Traseul numărul 1 din spatele restaurantului de la poalele cetății până la poarta 1, timp de mers aproximativ 45 de minute. Traseul numărul 2 de la intrarea în tunel partea dreaptă până la poarta 1, timp de mers aproximativ 40 de minute. Iar traseul numărul 3 din fața tunelului partea stângă până la poarta 1, timp de mers aproximativ 30 de minute. Reamintim că programul de vizitare a cetății Deva în perioada 1 mai-30 septembrie este între orele 9:21.